Bună seara și bine ați venit la Admiral Market și de ce nu și la școala de Forex Admiral Market. Numele meu este Cristian Cochințu și voi fi gazda acestui webinar dedicat începătorilor, mai exact celor care se află la primul nivel, școala, în cadrul programului școala de Forex. Urmând ca la finalul acestui webinar să vă ofer și linkul pentru webinarul de săptămâna trecută, ce reprezintă de altfel o continuare a celui din această seară ca nivel de dificultate. Deci acest webinar va fi unul de nivel începător, de la prezentarea platformei, instalare, logare, tipuri de ordine, lansarea ordinelor și așa mai departe, un entry level, să spunem. Să începem cu instalarea platformei de tranzacționare și logarea pe un cont demo sau real. Admiral Market pune la dispoziția clienților platforma de tranzacționare MetaTrader 4 în diferite versiuni. Pentru a downloada, a instala terminalul MetaTrader 4, arhi cunoscut de traderii cu experiență, vizitați site-ul www.admiralmarkets.ro și download MetaTrader 4 sau din pagina servicii, unde alături de terminalul pentru clienți, pentru traderi, veți găsi și celelalte platforme de tranzacționare pentru Android, iPhone, iPad, BlackBerry și așa mai departe. Procedura instalării terminalului este asemănătoare oricărui alt program Windows standard. Pur și simplu veți vedea, veți selecta limba, locația fișierului, confirmați că acceptați termenii și condițiile. După instalare, pe desktop-ul dumneavoastră o să apară iconița Admiral Markets MetaTrader 4, ce permite accesul atât la contul demo cât și la contul real. În câteva minute puteți deschide un cont demo gratuit și nelimitat. De asemenea, puteți deschide mai multe conturi demo, iar conturile reale se deschid doar din biroul traderului și nu, dar se utilizează aceeași platformă de tranzacționare. În momentul în care accesați iconița de pe desktop, o să apară o fereastră în această formă. În continuare, să vedem cum deschidem un cont demo. În meniul principal al terminalului MetaTrader 4, selectați File și Open an Account. Completați câmpurile necesare, da? Tipul contului, valuta, levierul, depozitul inițial, unul virtual. Da? Bifați că sunteți de acord cu primirea newsletter-ului și Next, Scan, da? Serverul demo, Scan, Next, da? Și apoi Finish. Platforma generează automat un cont demo, afișând datele de logare. Se recomandă salvarea datelor disponibile și în căsuța mailbox din fereastra terminal. Terminal, mailbox. Aici se găsesc datele de înregistrare pe care le puteți salva. De asemenea, orice parolă poate fi modificată din Tools, Options, Change, parola curentă, noua parolă, da, master password, cunoscută doar de dumneavoastră, una pe care să o rețineți ușor. Bifând Save Account Information, în momentul în care vă logați pentru prima oară, platforma se va loga automat la contul de tranzacționare și nu va fi nevoie să introduceți aceste date de fiecare dată. Puteți deschide un număr nelimitat de conturi în diferite valute, atât standard ce oferă cotații cu 40 male și execuție instant la prețul indicat, cât și Pro, da? Ce oferă cotații cu 50 male și execuție market,
la cel mai bun preț disponibil în sistemul interbancar prin tehnologia ACN, Electronic Communication Network. Pentru tranzacționare se utilizează această parolă de trader master, iar pentru vizualizare parola de investitor, unde funcția new order este inactivă. De foarte multe ori, traderii se loghează prin parola de investitor și apoi nu-și dau seama de ce new order este inactiv. Aceasta este singura cauză. De asemenea, dacă apare mesajul la status account disabled, sunt șanse de 99,999, cât vreți dumneavoastră, ca parola să fie introdusă greșit. Ea trebuie de preferat să fie luată cu copy-paste de la stânga spre dreapta, fără a se selecta vreun caracter în plus, și atunci cu siguranță o să funcționeze. Rețineți aici, un cont real se deschide doar din aplicația personală biroul traderului și nu direct din platformă. Dar, ulterior, după aprobare, logarea este similară. Da? Login, numărul contului, parola de trader și de această dată server live. Cred că instalarea platformei este un lucru banal pentru orice începător, da? Și nu ar trebui să pună probleme. Dar acum să trecem la câteva funcții importante are platformei. Platforma este una modernă ce permite controlul total al tranzacțiilor și de asemenea o analiză grafică la nivel ridicat, fiind una dintre platformele cele mai performante și apreciate. Fereastra MarketWatch permite vizualizarea tuturor instrumentelor și cotațiilor în timp real. După prima logare, da, click dreapta în fereastră și show all pentru actualizarea cotațiilor. Se recomandă repetarea procedurii periodic datorită expirării contractelor futures. Da? Pentru a trece pe scadența viitoare, pentru că cele care au expirat nu vor mai fi valabile pentru tranzacționare. Cam atât despre fereastra MarketWatch, ce nu necesită o menținere permanentă, să fie vizibil permanent, pentru că ne încurcă puțin la analiza grafică. Fereastra Navigator. Da? Fereastra Navigator permite trecerea de pe un cont real pe un cont demo din opțiunea accounts. Da? Din accounts puteți să treceți dintr-un cont real într-un cont demo. Doar dați dublu click pe acel cont. Da? Și puteți face această trecere de pe un cont pe altul sau de pe un cont demo pe alt cont demo. De asemenea, aveți și alte funcții utile, indicatori, experți customizați, scripte și așa mai departe. Vom reveni la aceste detalii. Fereastra charts oferă o mai bună vizualizare a evoluției prețului. Da? Pentru a deschide un grafic nou, click pe new chart. Da? Și selectați instrumentul dorit, de exemplu euro-dolar. Alegeți tipul graficului, bare, lumânări japoneze sau linia. De preferat să utilizați graficul cu bare, zoom in și zoom out pentru a mări sau a micșora dimensiunea acestor lumânări. Da? Alegeți perioada fiecărui grafic, de la un minut până la graficul lunar. Pot fi de asemenea modificate aceste setări, însă acestea din platformă sunt unele standard și suficiente pentru tranzacționare. De asemenea, chart, shift și autoscroll pentru a reveni în momentul în care sunteți pe o perioadă din trecut. Da, cu chart, shift, reveniți la prezent prin plasarea acestui triunghi ca o limită, de altfel, la ceva de genul acesta. Graficele pot fi minimizate, maximizate sau aranjate pe orizontală și vertical.
Dar putem mări acest grafic și revenim la forma standard. Puteți ajusta fundalul și culoarea lumânării sau barelor, da? De preferat să folosiți lumânări japoneze. Clic dreapta, Properties, fundalul poate fi alb cu negru, lumânările crescătoare, lumânările descrescătoare și așa mai departe. Clic OK și veți primi o altă formă cea dorită a acestor charturi. Fereastra terminal. Fereastra terminal este compusă din mai multe ferestre. Da? Fereastra trade, poate cea mai importantă. Fereastra trade permite vizualizarea pozițiilor deschise și a celor în așteptare. De asemenea, afișează situația contului în timp real. Da? Balance, ce arată valoarea contului ce nu ia în considerare pozițiile deschise. Equity, da? Valoarea contului în timp real. Da? Deci aceasta este valoarea contului dumneavoastră în timp real. Equity, balanța plus profitul sau pierderea pozițiilor deschise. În momentul în care închideți poziția, balance și equity vor deveni egale, pentru că profitul, da, sau pierderea se adaugă la balanță. Veți avea margin în momentul în care deschideți o poziție, ce vă arată marja blocată în aceste tranzacții deschise. Free margin, ce vă arată capitalul disponibil pentru retragere, da, sau marja liberă pentru tranzacționare. Deși normal în acest moment să fie egal cu balance și equity, pentru că nu este nicio poziție deschisă. Cu cât voi deschide mai multe poziții, cu atât free margin va deveni mai mică și mai mică și mai mică și tot așa. Margin level vom avea de asemenea, ce ne arată expunerea în piață, un nivel prea scăzut, indicând un risc prea mare asumat de către trader. Iar în momentul în care se atinge nivelul de 30%, pozițiile vor fi închise automat, începând cu cea mai negativă, pentru protecția contului. Avem de asemenea account history. Account history afișează istoricul tranzacțiilor și permite salvarea activității sub forma unui raport detaliat. Clic dreapta, selectați perioada și save as report. Puteți customiza perioada, report simplu sau detaliat și veți avea mai multe, o analiză într-un fel a activității dumneavoastră. News. Fereastra News afișează toate știrile și discuțiile din piață, fiind utilă mai ales la publicarea indicatorilor economici, pentru că la scurt timp după ce ei sunt publicați, câteva secunde, veți avea detalii despre acestea. Sunt doar știri pe scurt și atât tot prin Dow Jones Newswire, furnizor de știri. Alert. Alert permite crearea unor alerte sonore sau înștiințări prin e-mail. Da, clic dreapta, create și creați anumite alerte sonore. Când prețul ajunge la sau când pentru avertizări. Da? Mailbox. Mailbox este, practic, este o metodă prin care Admiral Markets vă oferă anumite informații utile și necesită o verificare din când în când. Înregistrări, modificări în ceea ce privește, eu știu, levierul, instrumente noi adăugate, condiții noi și așa mai departe, program, iată program de în perioada sărbătorilor, puncte, puncte. Expert. Arată activitatea programelor automatizate. Journal. Salvează toate comenzile efectuate de la logare la ieșire. Da? În momentul în care v-ați logat pe această platformă, totul se salvează. Fiecare mișcare pe care o faceți, fiecare comandă pe care o dați, atât la noi cât și la dumneavoastră, pentru a nu exista apoi discuții contradictorii, să spunem. Cam atât cu fereastra terminal pentru moment. Pentru analiză grafică aveți la dispoziție o serie de unelte ajutătoare, cum ar fi indicatorii, da, ce pot fi adăugați din fereastră indicator sau din navigator indicatori. Da. Crosshair sau crucea,
cum îi mai spunem, permite măsurarea mișcării prețului, da, și a perioadei de timp. Iată, pot să măsor perioada, prima este perioada, câte lumânări, adică mai exact câte zile, câte ore, câte săptămâni sau câte luni au trecut de la un anumit punct până la un anumit punct, de la un minim la maxim și așa mai departe. Apoi numărul de pipși dintr-un punct în altul, cât și prețul curent într-un anumit loc unde sunt plasat cu această cruce. Linia verticală, da? Linia orizontală și linia de trend, utilizate de asemenea pentru analiza grafică a timpului, analiza grafică a prețului și analiza trendurilor, da? A spațiului, cum îi mai spunem. De asemenea, instrumente Fibonacci sau GAN, da? Fibonacci și GAN, pe care le avem de altfel și plasate pe meniul principal. De asemenea, puteți utiliza roboți de tranzacționare, da? Expert Advisor, ce vă permite, pe care puteți să-i testați, să-i optimizați și să-i lansați fără absolut nicio restricție. Platforma MetaTrader 4 permite plasarea diferitelor tipuri de ordine. Da? Sunt două tipuri principale de ordine. Ordinul instant și ordinul market. Este o ușoară diferență între ele, pe care uneori nici trader mai experimentați nu o înțeleg. Deci instant execution, da, este execuție la prețul curent. Cu alte cuvinte, primești ceea ce vezi. Da? De asemenea, ceea ce vezi se poate schimba, pentru că aici lichiditatea este foarte, foarte, foarte mare. Și prețul pe care îl vezi la un anumit moment se poate modifica. Pur și simplu se dă, da, sau se ia acea cantitate de pe bid sau de pe ask. Mai este și execuția market, la care este disponibilă pe un cont pro doar, și anume execuție la cel mai bun preț existent în piață. Da? Ceea ce practic este o execuție considerată superioară din anumite puncte de vedere, pentru că nu se poate recota, da? Nu se poate retrimite o altă ofertă de preț, se spune. Pur și simplu ordinul se execută la cel mai bun bid ask existent în piață. Fereastra New Order practic activează fereastra de control, da? Tabul New Order mai exact, activează fereastra de control a ordinul. Da? Dacă vreți să cumpărați la prețul curent, buy. Dacă vreți să vindeți, sell. Da? Anterior lansării unui ordin, setați volumul în loturi, da? Volume, care de asemenea poate fi customizat sau poate fi introdus manual. Și opțional plasați stop loss și take profit. Stop loss pentru a stopa eventuala pierdere în cazul în care prețul evoluează nefavorabil, sau take profit pentru a marca profitul în cazul unei evoluții favorabile. Dar după lansarea unui ordin de vânzare sau cumpărare, poziția în timp real apare în fereastra terminal trade. Okay. De asemenea, se activează și celelalte opțiuni de care am vorbit mai devreme. Da. Pentru a cumpăra, ca să mai să nu trecem așa ușor de acest ordin, trebuie să menționez că acest ordin poate fi modificat prin click dreapta, modify, sau dublu click și modify order. Deci poate fi modificat, închis parțial sau total. De asemenea, când spun modificat, da, mă refer la plasarea sau modificarea nivelurilor stop loss sau take profit, pe care anterior eu nu l-am plasat. Deci pot să plasez acum stop loss sau take profit, sau le pot modifica în momentul în care bara modify, tabul modify este activ. De asemenea, tranzacția poate fi închisă parțial, da, doar o parte din volumul avut în piață, sau total, da?
și am închis întreaga poziție. O să revenim la aceste discuții când vom trece și la cazuri concrete. Dacă doriți să cumpărăm sau să vindem la un preț diferit, dar totodată specificat, utilizați unul din ordinele în așteptare sau așa numite ordine pending. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Da? Deci buy limit pentru a cumpăra de la un preț inferior, buy stop pentru a cumpăra de la un preț superior, sell limit pentru a vinde de la un preț superior și sell stop pentru a vinde de la un preț inferior. Da? La fel ca ordinul instant, ordinul pending poate fi ulterior modificat și devine activ când prețul specificat este atins. Da? Pentru a plasa un ordin buy limit, trebuie ca prețul pe care eu îl introduc acum să fie diferit de prețul pieței cu cel puțin 5 pipi. Da? Deci trebuie să duc prețul mai jos și pot plasa acest ordin. Da? Fiind un ordin în așteptare, el este plasat sub balance. În momentul în care prețul indicat este atins, devine un ordin activ, da? Și în acel moment aveți aceleași posibilități de manipulare al ordinului menționate mai anterior la cazul instant execution. De asemenea, și acest ordin poate fi modificat, mai exact, poate fi modificat prețul pe care l-ați considerat oportun, puteți să-l reduce sau să-l crește, de asemenea nivelul stop loss sau take profit. Nu poate fi modificat volumul, dacă v-ați răzgândit și doriți un volum mai mic sau mai mare, pur și simplu ștergeți acest ordin și plasați altul cu un volum mai mic sau, sau mai mare. Da, cred că este destul de clar. Execuția de tip market, cum am spus, este specifică tranzacționării prin ACN. Ar trebui să deschid un cont pro, dar nu o să fac acest lucru. Acum rămâne ca dumneavoastră să experimentați și acest tip de execuție. Da? Alt aspect important este funcția sau scriptul, mai exact, one-click trading. Scriptul one-click trading reprezintă o alternativă la fereastra New Order, permițând tranzacționarea dintr-un singur click și închiderea concomitentă a tuturor tranzacțiilor din tabul Close All. De asemenea, este afișat în permanență spread-ul, da? Ceea ce este mai util pe un cont de tip ACN, unde spread-ul este fluctuant. Aici spread-ul este fix. De asemenea, pe un cont pro, da, de tip ACN, o să vedeți și cele mai bune 6 bid-uri și ask-uri existente în piața interbancară anterior lansării, seta nivelul stop loss și take profit în pips. Deocamdată atât în ceea ce privește generalitățile despre platforma de tranzacționare. Haideți să vedem dacă până în acest moment aveți întrebări, pentru a trece puțin să discutăm și despre piața Forex. Dacă nu sunt, adresați aceste întrebări la final. Ok, despre piața Forex pe scurt, pentru că aveți la dispoziție o serie de materiale educative, ceea ce ar fi mai important. Cele mai tranzacționate valute, majors, cum sunt numite, da? Dolarul american, euro, yen japonez, liră sterlină, dolar australian, franc elvețian, dolar canadian, dolar neozelandez. Aceste 8 valute formează între ele cursuri de schimb, în special cele care au în componență dolarul, acelea sunt cele mai lichide și tranzacționate, dar și cele care au în componență yen. De asemenea, euro, liră sau euro CHF sunt cursuri de schimb apreciate și cu lichiditate destul de ridicată. Deci, ați înțeles
că aceste tranzacții se efectuează întotdeauna în pereche, da? Și nu individual. Pur și simplu investitorul sau speculatorul cumpără valuta ce se anticipează că o să crească în valoare, da? Sau vinde valuta ce se anticipează că o să scadă față de cealaltă. Practic, când o valută este cotată, ea este raportată la altă valută, iar valoarea uneia se reflectă prin valoarea celelalte. De exemplu, avem euro-dolar și cotația 1,3090. Euro este valuta de bază. Putem utiliza și fereastra New Order pentru a fi mai simplu. Euro este valuta de bază, dolarul este valuta cotată. Dar în cazul cumpărării, cotația noastră arată cât trebuie plătit din valuta cotată pentru a cumpăra o valută din o unitate din valuta de bază. Adică 1,3091 dolari pentru un euro, mai exact, cel de-al doilea preț, da, ASK-ul în cazul cumpărării. Dar în cazul vânzării, cotația ne arată cât se primește pentru valuta cotată, da? Dacă se vinde o unitate din valuta de bază. Adică 1,3092 de dolari pentru un euro. Prețul de vânzare se numește BID, prețul de cumpărare se numește ASK. În platforma de tranzacționare este afișat în permanență prețul BID. Bineînțeles, prețul ASK este mai mare decât prețul BID, la fel cum este și la un exchange sau, da? Sunt aceleași principii. Diferența dintre cele două se numește spread. Cu cât spread-ul este mai mic, cu atât mai lichidă, cu atât mai bine este pentru noi. Iar spread-ul este mai mic, este diferit în funcție de lichiditatea instrumentelor, dar și depinde și de la broker la broker, da? De condițiile fiecărui broker. În acest caz, spread-ul este 0,0001, da? A patra zecimală sau un pip. Da? Acesta este pipul. Cea mai mică modificare a prețului sau pasul minim de contare. Pentru majoritatea valutelor reprezintă a patra zecimală, pentru cele cu yen este a doua zecimală. Tranzacțiile pe piața Forex se efectuează în loturi. Ceea ce vedeți aici prin volum se numesc loturi. Un lot standard reprezintă 100.000 de unități monetare din valuta de bază. La valuta de bază am spus că este prima valută, euro. Da, deci când spunem un lot pe euro USD înseamnă 100.000 de euro, echivalentul la 130.900 de dolari. Da. Cel mai mic volum ce poate fi tranzacționat este 001 sau microlot. Iar 0,1 se numește mini lot. Da? Aceste valori. Da? Valoarea unui pip este dată, bineînțeles, de volumul tranzacției. În cazul unui lot vom avea un pip 10 dolari. Faceți un calcul, da? Puneți un 100.000 în față, da? 100.000 și faceți diferența de la 95 la 96. Da? Sau... Și o să vedeți că reprezintă 10 dolari acest pip. Această modificare cu un pip, da, minimă a prețului va aduce 10 dolari în plus sau minus în cazul în care tranzacționați cu un lot. Și tot așa, da, la 001 vor fi de 100 de ori mai puțin, 10 cenți pentru fiecare pip în plus sau în minus. Da. Principalul avantaj al tranzacționării online, da, este dată de efectul de levier, da, ce permite efectuarea operațiunilor cu sume de sute de ori mai mici, denumită marjă sau colateral. Da. Levierul ajunge până la 1 la 500. Da. Ați auzit cu toții de efectul de levier. Astfel că pentru un lot, o marjă de 200 de dolari, da, pentru un lot standard, să spunem pentru un lot de 100.000 de dolari, când dolarul este valuta de bază, USDCHF, să spunem, unde vom avea un lot standard 100.000 de dolari. La un levier de 1 la 500 vom avea nevoie de o marjă, da, de o garanție într-un fel, de 200 de dolari. Sau, vorbind de 100.000 de unități, putem spune 200 de unități monetare de valută de bază. Aceasta este suficientă în contul de tranzacționare pentru a deschide o tranzacție
cu un lot. Însă noi niciodată nu ne vom folosi de întreaga putere de cumpărare a levierului. Adică dacă avem 200 de dolari în cont, să tranzacționăm cu un lot. Sau dacă avem 100 de dolari cu 0,5 loturi sau 50 de dolari, să spunem cu 0,25. În niciun caz nu vom face astfel, pentru că se consideră că avem o expunere prea mare în piață și riscăm să pierdem. De asemenea, putem și să multiplicăm contul foarte rapid, dar putem și să falimentăm contul foarte, foarte, foarte rapid. Veți găsi în materiale educative mai multe informații și exemple de tranzacționare. Cam atât pe scurt despre tranzacțiile pe Forex. Da? Deci, practic, câteva cuvinte, e ca și cum dumneavoastră v-ați duce la un exchange să schimbați o sumă de bani, dar aici o puteți face cu o marjă mult mai mică, deci cu o sumă mai mică de bani, controlați o sumă mult mai mare de bani. Același lucru se întâmplă și pe celelalte instrumente derivate. Da? Pentru că sunt instrumente derivate, practic nu primiți fizic acel instrument. Dacă tranzacționați pe aur, pe petrol și așa mai departe, dar nu primiți, da, practic nu primiți suta de mii de euro acasă sau suta de mii de dolari și așa mai departe, ci reprezintă un contract, da, este un contract pe diferență, de preț, da, baza căruia utilizați doar o marjă, da, un depozit considerat drept garanție, da. CFD-urile, da? Sunt și aceste CFD-uri. Haideți să urmărim unul mai cunoscut. Da? CFD-urile, da? Sunt contracte pe diferențe de preț, sunt contracte derivate ce reflectă evoluția în piața unor instrumente financiare asociate, cum am spus, acțiuni, indici, mărfuri metale și așa mai departe, chiar și sunt și CFD-uri, da, pe dobânzi și așa mai departe. Ipoteci chiar și tot așa. Principala caracteristică este dată de faptul că nu se livrează fizic instrumentul, cum am spus, și investitorul nu deține acțiunea, marfa, metalul și așa mai departe, ci doar un contract pe această diferență de preț. Marele avantaj al acestor CFD-uri este că pot fi vândute în lipsă și răscumpărate ulterior. Astfel că nu, se poate profita nu doar din creșterea prețului, cum ar fi în cazul în care am deține fizic o acțiune sau aur sau orice alt activ. Da? Se poate câștiga sau profita, să spunem mai exact, și din scăderea lui și astfel tranzacționând la modul speculativ, să spunem. Nu suntem foarte mulți interesați dacă este criză sau nu este criză, dacă este o perioadă de recesiune sau de boom economic. Avem posibilitatea de a profita pe ambele părți, în ambele direcții de modificare acestui preț. Cele mai cunoscute CFD-uri sunt cele pe acțiuni și indici bursieri, ce au ca activ suport ca active suport pe cele din SUA, Europa sau Asia, dar listate la bursele internaționale. Mă refer la acțiuni și indicii bursieri. Indicii bursieri sunt sunt exprimați în puncte, nu în dolari sau ceva, sunt exprimați în puncte, dar ce reflectă o valoare a acțiunilor celor mai importante 30 și mai populare și lichide 30 de acțiuni CFD, denumite Blue Chip, cele mai mari după capitalizare, este o medie ponderată. Da, practic aici se reflectă valoarea companiilor precum Microsoft, Coca-Cola, McDonald's și așa mai departe. Și în cazul unui CFD ce are ca bază o acțiune, atunci
se primește dividendul în cazul poziției short și se plătește în cazul pozițiilor de vânzare în lipsă. CFD-urile pe mărfuri și metale reprezintă practic cea mai facilă și eficientă metodă de tranzacționare a acestor active. Poate nu vă vine să credeți, dar tranzacționarea de această manieră a aurului sau argintului este mai mult mai populară decât deținerea lor fizică, din motive lesne de înțeles, cum ar fi costurile plus, cel mai important, posibilitatea de a lichida, nu, de a trece rapid în cash în orice moment, la orice, la un preț dorit, ceea ce ar fi mai dificil dacă am deține fizic acest activ. Deci, practic, aurul și argintul pot fi tranzacționate la fel de simplu ca o pereche valutară sau oricare alt produs derivat. Dar pentru a tranzacționa aurul sau argintul este necesară o marjă de 2% din valoarea lui. Deci, pentru fiecare poziție va fi blocat 2% din valoarea unei uncii. Pentru o poziție cu un lot, mă refer. Da? Un lot înseamnă 100 de unități, 100 de troy ounce, da? 100 de uncii. Când tranzacționezi un volum de un lot, înseamnă că tranzacționezi o uncie care are preț 1662.55. Da? Pentru o uncie voi avea nevoie de o marjă de 50 de ori mai mică, da? De 30-35 de dolari. Crește prețul cu un dolar, să spunem. Am câștigat un dolar. Scade prețul cu un dolar. Am pierdut un dolar. Și așa mai departe. Însă, investiția mea inițială este mai mică, iar conversia în cash este instantă. Da? Acum sunt în aur, acum trec în dolari sau în euro sau în orice altceva în contul de tranzacționare. Cred că este foarte simplu. Un contract futures este o înțelegere practic între un vânzător și un cumpărător de a vinde sau de a cumpăra o anumită cantitate dintr-un activ cu livrare în viitor de anumită scadență. Deci la un preț fixat în momentul încheierii tranzacției. Avantajul tranzacționării la bursa acestor contracte future este că nu se livrează fizic activul, ci se decontează doar pe baza diferenței de preț. Da? Suplimentar există și posibilitatea de a fi închise și înainte de scadențe. Iată, altfel, investitorii nu pot doar să se protejeze, dar și să realizeze profituri și chiar speculații pe termen scurt. Cele mai cunoscute sau cele mai cunoscute pe care Admiral Market Bureau oferă sunt cele pe petrol și gaze naturale. Da? Și pot fi vândute pur și simplu online, instant, în orice moment, la prima scadență disponibilă. Haideți să trecem mai departe, să revenim la euro-dolar și să mergem cu un exemplu de tranzacție. Să începem încet să facem și tranzacții, da? Pentru că cel mai probabil sunteți participanți la școala de Forex, veți putea beneficia de un cont promoțional, un cont de practică de 50 de dolari în momentul în care acumulați. Da? De aceea, prima cerință este să deschideți un cont demo, să vă însușiți câteva noțiuni de bază, să începeți să citiți cartea 100% Forex, învățăm și câștigăm, iar apoi puteți trece pe acest cont pe care noi vi-l deschidem începând de mâine pentru cei care au făcut deja acest pas săptămâna trecută. Și veți avea un cont de practică de 50 de euro, pe care dacă veți reuși să-l dublați, ulterior veți avea un cont real de 50 de euro, pe care puteți să-i retrageți foarte bine sau puteți să continuați. Și în acest caz veți mai primi și alte surprize din partea noastră, cărți, bonusuri și așa mai departe. Da? Scopul este ca dumneavoastră, după această perioadă, să reușiți să
tranzacționați responsabil, aș spune eu, și de ce nu și eficient. Deci așadar, pentru că avem de-a face cu conturi de 50 de euro, vom lua exemple care se bazează pe acest cont de 50 de euro. Dată, am deja aici un ordin în așteptare. Nu am vorbit puțin și despre piața Forex, cred că nu era necesară, este cea mai lichidă piață financiară, 5 trilioane de dolari tranzacționat zilnic după ultimele statistici, deschise 24 de ore din 24, o piață descentralizată, dar nu este ca o bursă de valori cu o locație fixă, ar fi și dificil pentru că tranzacțiile în lumea aceasta sunt necesare, da? Cum am spus, din necesitate se efectuează unele pentru protecție, altele sau din acest interes speculativ sau investițional. De aceea ar fi foarte greu decentralizat o astfel de piață. Accesul este facil prin intermediul unei platforme de tranzacționare oferite de un broker. Puteți converti valute, puteți tranzacționa aur, indici, mărfuri și așa mai departe, foarte, foarte simplu, dar nu asta este important. Important este să o faceți, cum am spus, responsabil și să știți, în primul rând, ce faceți. Asta contează cel mai mult. Deci am spus că am avea un cont de tranzacționare de 50 de dolari. Aici am un cont de 5.000. Practic, într-un cont demo puteți să vă setați dumneavoastră toate aceste valori. Iată ordinul, cred că ordinul plasat mai devreme de mine, sau aceasta este o tranzacție instant, este aceea pending. În momentul în care o tranzacție, să spunem, intră în profit, se recomandă protecția ei. Obiectivul unui trader este să-și maximizeze profiturile și să-și minimizeze pierderile. De aceea este recomandat să nu intrați într-o tranzacție, mai ales la început, fără a stabili un nivel stop loss, adică un ordin de închidere a tranzacției dacă prețul evoluează nefavorabil, pentru că există și această posibilitate. Iar în momentul în care o tranzacție deschisă intră în profit, aveți opțiunea de a modifica, dacă a fost plasat anterior ordinul stop loss, dacă nu a fost plasat ordinul stop loss, să presupunem că urmăriți din fața calculatorului atent ceea ce se întâmplă și nu vă poate lua prin surprindere o mișcare, deși la început este posibil să nu aveți reacție în momentul în care ceva rău se întâmplă în tranzacția dumneavoastră, se recomandă, cum am spus, asigurarea tranzacției. Cu alte cuvinte, o să-mi plasez ordinul stop loss la nivelul la care am intrat, da? 30-85. Da? Pur și simplu merg cu acest și îmi setez la acea valoare. Bine, este important ca prețul să-i dați prețului și o anumită marge, nu a crescut 2 pips și gata, 2 pips și mi-am asigurat. Nu? A crescut destul de puțin de la prețul de bază. O spuneam ca fapt divers, pentru că în acel moment, în momentul în care vă asigurați tranzacția, nu veți mai avea nimic de pierdut, nu? Și doar de câștigat. Da? Deci, practic, în cel mai rău caz, veți fi pe zero, iar profitul va trebui apoi maximizat. Deci acestea sunt câteva principii de tranzacționare pe care trebuie să le aveți în vedere. Da? Dacă mă duc prea sus cu prețul, nu mai pot modifica. Iată, în acest moment, să spunem, aș putea să modific acest ordin. Însă prețul actual este aproape de stop loss și de aceea stop loss este cu rost, pentru că este în pericol, să spunem, de a fi atins. De asemenea, pot modifica și ordinul take profit sau pot închide o parte din poziție, să spunem. Orice parte aș dori, să spunem 0.1. Ok?
Iată, acum size sau volumul a devenit 0.6. De asemenea, balanța s-a modificat. Da? Pentru că am închis o parte din tranzacție. Tranzacție ce apare în acest punct. 0.1, cumpărat, prețul de deschidere, stop loss, ora, da, și profitul. Da? De asemenea, profit rate sau anumite comentarii. Acest ordin pending anulat apare și el în account, în account history. Pot face la fel cu cealaltă parte din volum pe care, să spunem, o pot sparge în microloturi, da? Și marca treptat o parte din, din profit. Însă eu atunci când am deschis acest ordin de cumpărare nu am ținut cont deloc de volum, ceea ce este un lucru negativ. Este prima grijă a dumneavoastră atunci când tranzacționați să vă setați volumul. Da? Deci volumul și stop loss-ul. Acestea două trebuie să fie litere de lege, cum s-ar spune. Da? Să știți unde ieșiți din piață dacă evoluează nefavorabil și ce volum alocați în fiecare tranzacție. Pentru că în funcție de volum veți avea pierderea sau profitul, bineînțeles. Ați văzut, dacă am 0.1 loturi, pipul va fi 1 dolar. Dacă am 0.2, pipul va fi 2 dolari. Un lot, pipul va fi 10 dolari. Și tot așa. Normal că este atractiv să am un volum maxim posibil, în funcție de cât îmi permite marja mea. Da? Cu 5.000, cum am această balanță, îmi permite să controlez o sumă de sute de ori mai mare, dar cu 50 de dolari am o putere de cumpărare mai mică, da? De 25.000 de dolari. Ca și cum m-aș juca la un exchange cu 25.000 de dolari. Da? Am 25.000 de dolari acasă și mă duc și schimb. Și tot așa. Și de pe urma lor câștig sau pierd. Bineînțeles, acolo costurile vor fi mai mari, pentru că diferența dintre prețul de vânzare și cel de cumpărare este mai mare. Același lucru pot face aici, în această platformă, în piața valutară, cu acești 50 de dolari. Ceea ce îmi permit mie să tranzacționez chiar undeva cu 0.2, să spunem 0.2 loturi. Haideți să spunem 0.2 loturi. Dar în acest caz în care aș tranzacționa cu 0.2 loturi, fiecare pip înseamnă 2 dolari. Iată că 100 de pipi și în defavoarea mea și contul de 50 de dolari s-a dus, iar 100 de pipi înseamnă o fluctuație zilnică medie. Deci să risc să-mi pierd tot contul sau o parte semnificativă din el într-o singură tranzacție, ceea ce este foarte, foarte mult. Nu, asta înseamnă riscul în piața Forex. Da? Ce sumă de bani, la ce sumă de bani sunt dispus să renunț într-o tranzacție. Dar orice investiție are un anumit grad de risc. Doar investiția la bancă, da? În depozite, nu are grad de risc. Dar are și un return, da? un câștig foarte, foarte mic. Poate uneori sub nivelul inflației și așa mai departe. Deci când riscul e zero, randamentul este scăzut. Cu cât randamentul urmărit este mai mare, cu atât riscul crește. Dar riscul și randamentul sunt direct proporționale. Nu? Astfel că dacă dumneavoastră câștigați mult, totodată înseamnă că v-ați asumat niște riscuri mari, care la un moment dat pot fi fatale. Da? De aceea este recomandat să nu depășiți 5% risc într-o tranzacție, într-o investiție. Gândiți-vă, sunteți un om de afaceri, nu? Și nu puteți risca totul. Nu trebuie să mergeți pe principiul all-in, pentru că pot fi perioade proaste. Da? Și este de preferat să vă luați o marge de câteva procente și un target, da? Un obiectiv de câteva ori mai mare. Deci, să spunem, să risc 2, 3, 4, până la 5%, să spunem, în cazul unui cont mai mic, și urmăresc să câștig undeva la 5, 6, 7, 10, undeva 15, eu știu, 20% într-o tranzacție, ceea ce este foarte, 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 foarte bine. Da, deci acestea sunt gândurile de la care plecați atunci când tranzacționați. Deci am spus, avem un cont de 50 de dolari. Eu m-am gândit să cumpăr în acest punct, să spunem, dar am văzut că prețul stagnează aici și mă gândesc să cumpăr.
Da, va trebui să văd inițial unde îmi plasez stop loss-ul. Da, asta este principala prima întrebare care îmi vine în minte când vreau să cumpăr. Unde plasez stop loss-ul? Să spunem că îmi plasez stop loss-ul undeva sub minimul precedent. Să spunem că ar fi la 25 de puncte. Pentru ușurința și pentru ca dumneavoastră să înțelegeți mai ușor aceste calcule. Deci îmi plasez un stop loss la 25 de puncte. Da? Am spus că risc 5% din valoarea contului. Da? 5% din contul meu de 50 de dolari înseamnă 2,5 dolari. Atât risc în această tranzacție, speculație, investiție, cum vreți să o numiți. E, 25 de pipi și stop loss, 2,5 pipi în capital, în dolari. Da? Voi face această echivalare și înseamnă că trebuie să deschid o tranzacție cu volum minim de 0,01 lot. Da. De ce? Pentru că acei 25 de pipi se însemne 2,5 dolari. Dacă aveam contul de 100 de dolari, puteam să deschid cu 0,02. Dacă aveam stop loss de 12 pipi, să spunem, puteam de asemenea să deschid cu 0,02. Da. Dar dacă aveam să spunem stop loss de 50 de pipi, atunci deja riscul meu era de 10%. Iată, nu se poate mai sub 0,01 și fiind un cont mic, în anumite situații riscul s-ar putea să fie mai mare. Este ok pentru, să spunem, un cont de 50 de dolari, mai ales un cont promoțional. Dacă veți tranzacționa cu 0,01, va fi bine pentru dumneavoastră, adică cu 50 de dolari puteți tranzacționa o perioadă lungă și puteți căpăta experiență. Pentru că, în primul rând, atunci când tranzacționați, nu trebuie să urmăriți bani, nu trebuie să vă detașați complet de bani. Și dacă tranzacționați cu 50 de dolari și dacă tranzacționați cu 500, 5.000 sau 50.000, trebuie să respectați aceleași reguli. Dacă nu veți reuși să vă detașați de bani și veți sta cu ochii în profit și în pierdere, șansele de a fi eficient scad serios. Dar trebuie să vă concentrați doar a face bine și corect ceea ce faceți. Știți cum se spune că banii distrug visele, nu? Practic trebuie să devenim imuni la emoții, la panică, la lăcomie și așa mai departe. Și doar să tranzacționăm corect. Și atunci banii vor fi o consecință acestei discipline și a regulilor respectate. Da? Cam așa ne calculăm riscul în piața Forex. Da? Deci stop loss-ul și volumul. Da? Rămâneți la aceste marje minime de risc, da? Luați-vă riscuri minime, da, este atractiv să faceți mulți bani rapid, dar nu veți putea face asta mult timp. Sunt riscuri foarte mari, nu există tranzacție sigură în piața valutară, ci doar mai probabilă. Din acest mai probabil, cu un money management corespunzător, veți reuși să fiți și profitabil. Altfel, cât de bun ați fi în tranzacționare, dacă aveți un money management mult prea agresiv, există riscul să eșuați la un moment dat, cum de asemenea și dacă aveți doar un money management corespunzător, dar nu știți ce faceți în această piață, de asemenea șansele scad vertiginos. Dar nimeni nu s-a născut învățat și prin studiu și apoi experimentând veți reuși să înțelegeți acest fenomen și să-l priviți, da, ca pe o activitate pur și simplu de previziune tehnică și economică, pentru că asta înseamnă și nu este ceva ce ține de noroc, inspirație și așa mai departe, contrar contrar celor spuse și contrar, repet asta în fiecare webinar, contrar acelor informațiile pe care dumneavoastră le primiți într-un mod agresiv pe diverse site-uri, cum că
a multiplicat rapid banii, am făcut rapid, nu veți reuși niciodată să multiplicați rapid banii. Deci obiectivul este să obțineți profituri mici și dese, da? Profit constant pe o perioadă, pe o perioadă lungă. Veți putea urmări aceste webinarii. O să vă trimit acum și linkul pentru următorul webinar, dacă nu mai aveți răbdare, să spunem, pentru săptămâna viitoare, un fel de continuare a acestui webinar. O să vă trimit mâine, poimine, și linkul pentru webinarul de astăzi. Unul din participanții noștri le înregistrează, da? Și astfel, chiar de astăzi, de mine, veți putea urmări continuarea. Dacă aveți întrebări, trimiteți la cristian.cochinț@admiralmarchez.ro, găsiți adresa și pe site. Citiți cartea 100% Forex, învățăm și câștigăm. Încercați să deslușiți și analize și mai știu ce, și în continuare, la webinarele viitoare, veți vedea și lucruri mai dificile, mai interesante, analiza pieței. O să discut și cu colegul să prezinte anumite teme de nivel intermediar, să spunem, pentru a acoperi practic toate categoriile de participanți, da, și începători și intermediari și așa mai departe. Noi nu, ceea ce a spus, noi nu solicităm, de aceea am inițiat și acest concept Școala de Forex, tocmai pentru a atrage atenția asupra acestor promisiuni și așa mai departe. Este un program absolut gratuit, ce nu implică niciun cost, niciun risc din partea dumneavoastră. Puteți câștiga, din punct de vedere material, să spunem, inițial maxim 50 de euro, pe care apoi puteți să-i multiplicați. Nu mai este problema noastră sau să-i retrageți. O carte de tranzacționare în variantă editată, de asemenea experiență și altceva în să înțelegeți fenomenul, cum am spus. Dar în niciun caz, să spunem, nu este o promisiune că vă veți îmbogăți prin acest program. Tocmai asta este ideea lui, de a înțelege exact ceea ce înseamnă tranzacționarea pe piața Forex și nu doar pe piața Forex, de la bază, da, până la un nivel mai avansat. Este bine ca dumneavoastră să treceți prin toți acești pași înainte de a intra pe nepregătite cu bani reali în acest domeniu, atrași de tot felul de promisiuni, pentru că nu, la început nu ni se prezintă sau nu înțelegem foarte bine riscurile și mecanismele și ne putem trezi cu lucruri neplăcute. Da. Tocmai de aceea cred că trecând prin aceste faze, veți reuși să ajungeți cel puțin la un nivel la care să înțelegeți fenomenul și să puteți judeca dumneavoastră singuri dacă puteți face asta sau nu puteți. Haideți să vedem întrebări acum. Păi, cum să modificați volumul ulterior din Modify. Dacă aveți o tranzacție deschisă sau cum, nu puteți modifica volumul. Dacă este ordin pending, nu poate fi modificat volumul. Dacă ați lansat deja tranzacția, puteți modifica volumul, dar să fie un volum mai mare decât volumul minim. Da? Să fie cel puțin 0.02. Dacă aveți 0.02, puteți da 0.01 și close. Altfel, să modificați volumul la Modify, nu puteți modifica volumul din Modify. Cum, pentru ce să-l modificați? Aici puteți modifica stop loss sau take profit.
Mai clar cu doar în jos, da, nu înțeleg prea bine întrebarea aceasta dumneavoastră. Legat de întrebarea cu swap-ul. Deci swap-ul este dobândă overnight. Deci atunci când dumneavoastră tranzacționați AUD USD long, vă împrumutați în USD și depuneți în AUD. Ăsta este principiul tranzacționării, nu? Când vindeți AUD USD, vă împrumutați în AUD și cum și plasați în USD. Dacă țineți tranzacția mai mult de o noapte, banca vă percepe o dobândă sau vă acordă o dobândă, depinde. Dacă dumneavoastră vă împrumutați în valuta scumpă și investiți în valuta ieftină, va trebui, veți avea o diferență de plătit. Da. Iar cum AUD-ul este cea mai scumpă valută, AUD-ul are cea mai mare dobândă de referință, iar USD are cea mai mică dobândă de referință. E normal ca acest swap să fie destul de scump. Putem spune scump în comparație cu cât se mișcă piața într-o zi. Contează și swap-ul. De aceea, atunci când piețele cresc, traderii profită de această dobândă superioară. Dar, într-adevăr, știți cum este la bancă. Când vă împrumutați sau dobândile întotdeauna sunt oarecare diferențe. Swap-ul negativ și pozitiv nu vor fi niciodată egale. Dar swap-ul pozitiv în valoare absolută va fi mai mic decât swap-ul negativ în valoare absolută. Și tocmai din acest motiv, swap-ul pe valute cu dobândă oarecum egale este mai mult negativ. Da. Astea nu țin de... Nu există... Vă pot trimite, pot cere formula. Formula este ca la bancă, știți cum, anumite... Ține cont în primul rând de dobânzile de referință. Și cum euro și dolarul au o dobândă foarte mică, ambele sunt negative, iar swap-ul pe short este mai negativ decât swap-ul pe long. Ca să fie swap-ul pozitiv, trebuie să fie o oarecare diferență între dobânzile de referință. Pe AUD-USD, de exemplu, swap-ul pe long este pozitiv, pentru că este o diferență. Pur și simplu este o formulă, este calculul overnight oferit, dobândă overnight oferită de bănci. Știți cum este aici, mai mult plătim decât primim, dar diferența nu este atât, adică swap-ul nu trebuie să fie să tranzacționați doar pentru swap pozitiv, pentru că puteți pierde mult mai mult, de exemplu. Da, este bine ca swap-ul trebuie să fie pozitiv, dar asta este când se profită pe scădere, nu? Trebuie suportat acest swap de către trader, pentru că practic este un împrumut într-o sumă mult mai mare și intervine și această dobândă overnight la pozițiile menținute după miezul nopții. Când diferența dintre valute era semnificativ, în urmă cu câțiva ani, swap-ul era consistent pe plus, dar acum, iată, probabil s-au mai modificat în ultimul timp și formulele de calcul, dar formula de calcul, în primul rând, este ca formula unei dobânzi normale, nu se adaugă la rata de referință un anumit procent. Așa este și cu calcularea acestei dobânzi overnight, acestui swap. Dar ține, în primul rând, cont de rata dobânzii în fiecare, pentru fiecare valută. Haideți să vedem și alte întrebări, dacă mai sunt. Întrebarea cu volum cu domnul Robert, nu înțeleg prea bine cu modificarea. V-am arătat toate modificările posibile. Reveniți cu mail și explicați-mi mai clar, sau mai încercați și dumneavoastră pe platformă, mai experimentați și cu siguranță veți înțelege.
despre cum putem determina o oportunitate de câștig este o discuție foarte, foarte lungă. O să vă trimit acum link-ul în chat cu webinarul de data trecută. Acolo puteți înțelege mai multe lucruri despre cum se analizează piața, pentru că este o discuție lungă. Am discutat 2 ore săptămâna trecută aproape. Da? Aveți aici link-ul. Luați ușor, da, acest webinar și veți înțelege metodele de analiză și cum reușim să, cum încercăm să identificăm posibilități de a face tranzacții mai, de a face tranzacții pozitive. Trebuie să știți că tranzacționând veți avea și tranzacții pozitive și tranzacții negative. Cum am spus, scopul este ca cele pozitive să depășească în valoare absolută pe cele negative, chiar dacă raportul, să spunem, ar fi undeva spre egal. De asemenea, trebuie ca din șansa pe care noi o avem tranzacționând, adică de 50-50, pentru că deschid poziție vânzare-cumpărare, șansele să crească sunt 50%, șansele să cadă sunt 50%. Prin analiza noastră trebuie să aducem probabilitatea în favoarea noastră. Da? Și cu money management corespunzător, în timp să obținem profitul. Dar marea problemă a traderilor o reprezintă partea psihologică, lăcomia, panica, expunerea excesivă și așa mai departe. Aceste lucruri se obțin doar prin muncă și prin experiență. Nu? Disciplina aceasta, ca în orice domeniu, nu veți reuși să vă să vedeți tranzacționați acum și peste un an ce diferență va fi, de exemplu. Cum o să gândiți și o să vă aduceți aminte cum tranzacționam acum un an și o să vedeți că veți fi la cu totul la alt nivel și tot așa. Veți progresa dacă veți dori să progresați și dacă ăsta este scopul dumneavoastră și nu doar să vă jucați și dacă veți acorda atenție și timp și sacrificii, să spunem, nu, acestui domeniu, atunci veți progresa altfel, puteți rămâne la același nivel. Sunt traderi care tranzacționează de ani de zile și chiar nu înțeleg nimic, sunt traderi care tranzacționează și acumulează rapid informații pe care le transformă ulterior și în profituri, pentru că asta este ideea. Ok, link-ul vi l-am trimis, o să primiți și acest link cu acest webinar. Oricum se vor mai repeta. Mâine ne revedem la webinarul de analiza pieței. Cei care s-au înscris în prima etapă, școala de Forex, și au deschis un cont demo, începând de mâine vor primi login-ul și parola pentru conturile promoționale, unde au timp suficient la dispoziție, o lună, două, nu, să-l dubleze, dar nu trebuie să vă grăbiți pentru a transforma contul promoțional în cont real. O scurtă analiză euro-dolar, nu s-au schimbat prea mult lucrurilor, vom discuta mai mult mâine. Cum v-am spus de foarte, foarte multe săptămâni, trendul este descendent, vorbim de atâta timp de încercare de poziționare short, short și doar short. Acest lucru s-a dovedit a fi o abordare corectă a pieței. Undeva în această zonă se poate încet, încet discuta de marcarea profiturilor, dar vom vedea, pentru că va trebui în același timp să monitorizăm ce se întâmplă cu indicii bursieri. Deja traderii o să înceapă să-și marcheze profiturile. Dar, cum am spus și în rapoartele de ieri, poziționare sau
nu neapărat ca mișcare, dar ca risk reward și ca puncte de intrare a fost mai favorabilă pe Audi USD și NZD USD, unde am avut acele străpungeri false de care am discutat. Ne ducem tot mai jos și tot mai jos. Am vorbit de un minim în zona 1.29. Probabil că îl vom avea cât de curând. Deja acum riscul devine mai mare decât reward-ul. Da? Adică riscul să avem un rebound mai mare decât ar fi căderea începe să crească cu când ne ducem mai jos și mai jos. Dolarul deja a atins noi maxime. Dacă sunteți short și ar trebui să fiți short acum, ar trebui să încet să vă gândiți să mai reduceți pozițiile, să marcați profiturile, pentru că nu excludem un Christmas rally, însă direcția rămâne aceeași, trendurile sunt descendente, investitorii sunt panicați, doar că noi trebuie să identificăm cele mai bune opțiuni de poziționare short. Asta este ideea pe care am avut-o în ultima perioadă. Vom reveni mâine cu mai multe analize în detaliu a instrumentelor. Nu este cazul în webinarul de astăzi. Ok, dacă în ceea ce privește discuția de astăzi mai sunt întrebări, în special începătorii, dacă este totul clar, ar trebui să fie. Dacă nu mai revedeți webinarele sau ne trimiteți un mail sau începeți să studiați, găsiți și pe site suficiente informații. Eu vă doresc succes mai departe și la cât mai mulți absolvenți pentru începători, noi traderii cât mai eficienți, iar cei care au deja experiență la cât mai mulți pipi, pentru că piața a fost mai previzibilă ca oricând în ultima perioadă, mult așteptatele scăderi, da, scenariile noastre short s-au adeverit, ați profitat, da? Profitați cât mai mult când aveți dreptate, nu și încercați să pierdeți cât mai puțin când nu aveți dreptate. La mulți ani, dar o să ne mai revedem în aceste zile, mâine, poimine, dar și săptămâna viitoare. La revedere!